Am spus-o întotdeauna și o spun încă o dată, este nevoie de respect. Dacă între partenerii de afaceri nu există respect, nu se poate face absolut nimic. Nu există relația de afaceri fără respect. Tot ceea ce înseamnă deontologia unei relații de afaceri se bazează pe responsabilitate, pe încredere și pe foarte, foarte mult respect. Din nefericire, exact asta ne cam lipsește uneori și ne uităm în jurul nostru că sunt afaceri care dau faliment, sunt afaceri care trec prin perioade foarte, foarte dificile, pentru că, din nefericire, aceste relații de afaceri de care spuneai mai în întrebarea ta nu sunt cristalizate și nu sunt pornite având la bază acest respect. Deci, fără îndoială, este vorba de respect. Cu ce dorințe ai intrat tu în business? Oh, da, am intrat în business mai mult forțat, ca să zic așa, decât cu dorințe. Știi cum e, dorințele se schimbă de la săptămână la săptămână. În urmă cu 6-7 ani, dorința cea mai mare era să dezvolți un business, pentru că era acea perioadă de boom economic. Astăzi, dorința este să reușești să supraviețuiești într-un business. Însă, am marea șansă de a conduce un business solid, un business serios, un business în care acționarii, cei din spatele meu, ca să zic așa, sunt oameni deschiși, oameni care vor să construiască ceva solid. În consecință, presiunea aceasta din partea unor acționari care să stea în fiecare zi să-mi spună, haide să vedem, să facem, să lăsăm ceva în urmă, nu există. Este o înțelegere bazată pe acest respect despre care vorbeam. Îmi doresc, evident, cu ce idee am intrat în business, dacă mă întrebi, am intrat dorind să fac ceva ce nu am mai făcut ceilalți, dorind să fac niște lucruri nemai întâlnite, cum se spune pe la țară, niște lucruri care să descopere, care să construiască niște drumuri pe care n-a mai mers nimeni. Am reușit în mare parte n-am reușit, m-am bucurat că n-am reușit și când am dat faliment între ghilimele cu o idee foarte repede. Falimentul unei idei, falimentul rapid al unei idei, te lasă să te concentrezi pe alte idei și practic nu-ți distruge foarte mult din bugetul de timp, din bugetul de resurse și din bugetul de entuziasm pe care l-ai avut la început. Cum ai defini, cu experiența pe care o ai acum în prezent, leadership-ul? Oh, da, am spus-o și la o conferință Business Days în urmă cu ceva vreme, leadership-ul. Este capacitatea de a-i face pe oameni să meargă cu tine pe un drum pe care tu nu-l cunoști, pe care ei nu l-au văzut în viața lor și un drum la capătul căreia nimeni nu știe ce se găsește. Spunea Bill Gates la un moment dat că frumusețea a ceea ce el face, iar Bill Gates a fost și este un lider născut, frumusețea a ceea ce el a făcut cu Microsoft este că mergeau pe autostradă, într-o mașină, cu toată echipa, cu viteză maximă, dar habar n-aveau încotro se îndreaptă. Leadership-ul, ziceam într-un articol de ună zi, este capacitatea de a-i face pe oameni să tragă cu tine la rame, în mijlocul oceanului, într-un ocean agitat, cu promisiunea că la un moment dat, la capătul efortului, există un port în care ei vor găsi tot ce se așteaptă să găsească. Asta. Și după care să mergem cu toți la o bere. Echipa alături de care un lider poate face succesul, ce coordonate are nevoie? De ce coordonată are nevoie această echipă? Responsabilitate. Sunt aceleași reguli. Respect. Da? Și foarte multă încredere. Capacitatea unui lider este să se asigure că la locul de muncă, da? Îi spun locul de muncă, la el în firmă, la el în business, oamenii respectă misiunea companiei. Da? E foarte important. O misiune a companiei este să-și servezi clienții, să te asiguri că ei sunt mulțumiți, să te asiguri că ei îți devin abonați sau evangheliști, cum spune Apple. Da? După care, atunci când lucrurile s-au terminat, iar proiectul a fost făcut cu succes și toată lumea este mulțumită, de la client până la acționar, până la noi personal, după aceea să putem ieși liniștiți să jucăm un paintball. Îți place noțiunea asta de evanghelist, așa cum ai spus, Da, îmi pentru place. cei de la Apple? Da, îmi place foarte, foarte mult și admir această companie. Chiar dacă de foarte multe ori nu sunt de acord cu tendința lor de a-și ține clientul captiv într-un univers pe care îl controlează 100%, însă această evangelizare a clientului este de departe cea mai bună strategie de afaceri, de business. Pentru că odată ce clientul tău este mulțumit, el se va duce mai departe și va deveni un fel de misionar pentru tine. Se va lăuda cu ce a luat de la tine, se va lăuda cu ce a primit de la tine și va convinge pe alții mult mai ușor să cumpere produsele sau serviciile tale. Știi cum se spune? Că un client nemulțumit spune la 10 oameni despre nemulțumirea sa, unul fericit spune doar la 3. Ei, vreau să mă asigur că ăsta mulțumit chiar spune la 3 oameni despre ce a primit de la noi.
Da, îmi place foarte mult. Ce ai putea spune tu că ai învățat din cel mai mare succes din viața ta și ce ai învățat din cel mai mare eșec? Da, astea sunt întrebări profunde. Știi cum e că succesul sau eșecul se măsoară în funcție de reperele pe care le ai la vremea respectivă. Cunosc oameni, prieteni foarte buni, care au investit în imobiliare acum 6-7 ani și au dat faliment. Au investit în imobiliare într-un moment în care reperele lor erau o economie puternică în dezvoltare, o cerere nemaipomenită pentru real estate și au dat faliment în momentul în care, din păcate, toată economia s-a prăbușit. Întrebarea mea este ce a fost, succes sau eșec? A fost succes când au luat decizia să investească, pentru că la asta se așteptau, și a fost eșec în momentul în care s-a prăbușit toată piața aceasta. Ce am învățat din cel mai mare succes? Sunt mai multe succese pe care sper că le-am avut, însă undeva pe la vreo 27-28 de ani am avut șansa de a conduce o echipă de 42 de oameni la un eveniment sportiv, la o cupă mondială de rugby. Și acolo am învățat că dacă nu lucrezi în echipă cu oamenii tăi, n-ai nicio șansă să reușești, nici în teren, nici în afara lui. Iar dacă oamenii din echipă nu au încredere unul în celălalt, nu faci nimic. Și cel mai important, că valoarea întregii echipe este dată de valoarea celui mai slab membru pe care îl ai în echipă. Cum se spunea despre lanț, că lanțul este atât de puternic pe cât este de puternică cea mai slabă za sau zală, cum vrei să-i spui, pe care o are. E, așa este și cu echipă. La capitolul eșecuri, am zis-o și o spun întotdeauna, îi mulțumesc foarte mult unui prieten care mi-a fost mentor în primii ani de când m-am angajat, prin 93, și care mi-a zis că e bine să-ți ții gura de foarte multe ori atunci când vrei tu să iei atitudine și e singurul care face acest lucru, atunci când s-a întâmplat ceva rău și te apuci să vorbești de rău oamenii, cum se spune, e bine să-ți ții gura, să respiri, să aștepți până a doua zi, să vezi dacă a doua zi mai merită să spui ce aveai de spus. Pentru că tot circulă pe Facebook o fotografie în care spune nu deschide gura decât atunci când ai asigurat că s-a conectat la creier. Nu vorbi fără să-ți conectezi gura la creier, pentru că șansele să distrugi ceva sunt foarte, foarte mari. Cam aici la eșec, dacă vrei să dau o listă de 50. Ca ultima întrebare, Florin, legat de succesul în viață. Da. Cum l-ai întrepătrunde tu cu succesul profesional în legătură cu succesul personal? Nu există succes personal sau nu există doar succes personal și doar succes profesional. N-ai cum să faci treaba aceasta, pentru că mai am prieteni care vin și îmi spun că, domne, cariera contează foarte mult pentru mine. Total de acord. Ok, dar ce se întâmplă cu cealaltă parte? Dacă n-ai un echilibru între cele două, acasă sau oriunde este acasă pentru tine și la birou, oriunde este acel la birou pentru tine, șansele să faci ceva sunt reduse. Va fi foarte greu să vii la muncă și să performezi dacă tu acasă, nu știu, ai un copil de 20 de ani și nu-ți mai vorbește de 3 ani. Da? Niciodată nu o să poți să performezi. Sau vei performa, dar vei fi acel dictator care, dezamăgit de ceea ce se întâmplă pe plan personal, vine și își manifestă aceste frustrări în relație cu angajații săi. Pentru mine, succesul profesional, dacă vrei, este mai puțin important decât succesul personal. Este mult mai important în acest moment ca lucrurile să meargă bine cu cei din jurul meu. Iar când spun cei din jurul meu, înseamnă atât familie, cât și prieteni. Și din fericire pentru mine, mulți prieteni am aici, la locul de muncă. În consecință, acest succes personal se întrepătrunde, cum ziceai tu, foarte, foarte serios cu succesul profesional. Deci nu există unul fără celălalt. Ok.